Așa, dar la Dumnezeu și bun găsirea pe care cu performanți suntem de nou împreună. Hai să vedem, deci, un model de teză, da? Deci, model teză, semestru 2, clasa a 6. Hai să vedem cum vin. Te rog să fie mare egal cu minus 7, B egal cu plus 3. Amin, da, e amic. Primul subiect. Da. A egal cu minus 6, B egal cu plus 3. Da. Calculat. A plus B. A plus B egal cu ce ai spus tu? A plus B. Egal cu minus 6, plus 3. Da. Egal cu minus 3. Egal cu minus 3. Perfect. A minus 3. Așa. Egal cu minus 6. Minus plus 3. Minus plus B, adică minus 3, nu de date. Da. Egal cu minus 9. Minus 9, da. A împărțit la B. A împărțit la B. Minus 6 împărțit la plus 3. Egal cu? Egal cu... Ca și la... Plus 2. Ca și la împărțire? Când îți așa? Când îți se recontrar la mulțire și la împărțire, de? Plus. Când de plus, când îți la fel? A, minus. Minus, da? Minus 2, mi-ai spus, da? Minus 2. A la 2, plus B la 2. Minus A, minus B, totul la 2. Deci A la 2 plus B la 2. În continuare, minus. Minus. Arătează rotundă, minus A, minus B. Minus A și minus B, totul la 2. Scriem minus 6 la 2. Minus 6 în paranteză, totul la 2. Plus 3, totul la 2. Plus, în paranteză, plus 3, da? Dar de regulă, plusul, plus peste, da? Deci plus 3 la 2. Minus, deschidem paranteza, minus 6, minus plus 3. Atenție, că e minus A. Adică, așa. Adică devine plus. Așa. A devine plus. 7. 6 deodată. Minus plus 3. Minus plus 3, adică minus 3. Adică, da. Că minusul ori plus, minus ori plus, când se așa la puțin, minus. Minus 3. Așa. Am întrebat totul la 2. Totul la 2. Da. Minus 6 totul la 2. Cât face? Plus 12. Plus 36. Plus 36. E minus ori minus? Hai să fac eu bine plus 36. Dacă ai fost la 3, era... Era minus. Minus, e de 3 ori, da? Dar minus e, când e numai par, e plus și e par... Dar nu e dar, trebuie să-ți gândești așa. Minusul, minus 6. Așa, ori minus 6. Ori minus 6, face că ăștia vrei fac plus și cu minusul fac minus. Dacă ții mecanic minte că îi pară, face plus și îi pară, face minus, nu te ajută, că s-ar putea să îi pui și pară și îi pară. Dar dacă tu știi așa, că minus cu minus face plus și minus, plus cu minus face minus, atunci la a treia înseamnă, deci minus 6 la a treia, înseamnă că minus 6 e de 3 ori, de 2 ori. Face plus și mai bine odată face minus din înmulțire. Plus cu minus face minus. Așa trebuie să reții. Că aceste, nu sunt niște legi. La putere pară face plus, la putere pară face minus. Dacă îți iei cap minte ca niște legi, le uiți sigur și le încurci sigur. Deci să reții minte ca urmare, că doar nu cineva le stabilește mecanic, ci pur și simplu el se stabilește ca urmare a raționamentului care ți-am spus eu.
Deci eu zic așa, minusul la a treia. Păi, e minusul, ori minusul, ori minusul, de trei ori. Și ăștia doi fac plus. Plus, și plus cu unul și cu ăsta minus, face minus. Ăsta e continuu, minusul. Dacă este minusul la a cincea, păi face așa, minusul, ori minusul, ori minusul, ori minusul, ori minusul, ori minusul. De cinci ori. Ăștia doi fac plus. Plus. Ăștia la altă doi fac plus. 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 Da. Știi atunci. Plus cu minus, minus. Minus. Ăsta e motivul. Deci de ce la putere pară? La cincea poate să fie văzut ca fiind minusul la a patra. Ori minusul de la operație cu putere. Și minusul la a patra e la putere pară, cum ai spus, dar logica este asta. 2 minus, 2 din minus, la 4, fac plus. Și cu minusul ăsta, iată cum obținem minus. Bun. Așa, așa vreau să înțelegem, se duce. Nu învăța rețete. La după rețete, azi ne vezi măliuți, azi ne vezi măliuți. Și așa fac toți copiii, cei care au greutăți, definitiv, toată viața o se place. Deci până nu înțelegem logica lucrurilor, nu avem nicio șansă. Deci eu mă opresc aici un pic să... Să după ce termină miniștul ăsta, da? Ai zis 3 șanse. Da, 3 șanse plus 9. 9, da. Închid, punem în paranteză. Nu mai are nicio rost. A, minus. Că 3 la 2, 9, nu mai are, da? Minus. Minus. Și în paranteză, 6 scăzut 3. 3 la a doua. E 9. Deci minus 9. Da? Și egal cu 9 scăzut 9. 0. Și avem 36. Hai cu totul, șefele. Da? Așa, am să scriu aici. Cum văd eu legea semnelor? Hai să scriu așa. Legea semnelor. Pentru adunare. Deci legea semnelor. Și mai întâi, aici, 1 la adunare. La adunare. Sunt două situații. A, prieteni. Ce înțelegi tu prin prieteni? Ca la același tem. A, asta e, da? Prieteni. Și B? Dușman. B, să zicem dușman. Da, B, dușman. Dușman. Și la prieteni. Zice liniuță. Se adună. Și se desemnă cum, da? Se adună. Se adună. Și semn comun, da? Semn comun. Dușmani. Dușmani ce fac? Dușmani. Luăm cel care are numărul mai mare, luăm semnul, semnul lui și scădem. Așa, se luptă, da? Da. Se luptă. Se luptă dușmanii și învinge puterea, nu? Da. Da, se luptă și învinge gen cel puternic. Așa. Și ca să înțelegi pentru adunare, aici am să fac chestiunea. Deci, pe dreapta, luăm undeva zero. Aici, să zicem, e 1. Aici sunt numele pozitiv în partea asta. Da. Și aici o să punem numele negative. Deci, 1, 2, 3, 4, 5 și 6. Și partea asta, asta e comodatea, minus 1, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6. Și uite, când am același semn, 2,
Deci, plus 2, plus 3. Deci, imagine punctual. 2 sau plus 2. Deci, să subînțelegem când nu punem nimic în față, că e pozitiv, da? Pentru cel de început. 2 plus 3 este ceea ce făceam din clasa 1, 2 plus 3, 4, 5. Adică vrea să spună două unități aici. Și dacă mai pun încă 3, uite, la 2 mai pun încă 3, m-am dus la 5. Da? Deci e 2 plus 3 egal cu 5. Minus 2 minus 3 minus 2 minus 3. Adică am minus 2 și mai pun încă minus 3, că partea asta lucrezi, da? La minus 2 mai pun încă minus 3, dau peste minus 5. Da? Face minus 5. Și de aceea, la prieteni, se adună și semn comun. Semnul oricum. Da? La B. Adică când sunt dușmani. Unul e așa și unul e așa. Unul are 2, scăzut 3. Da. Pentru 3, da. Și le scădem. Așa. Minus 1. Dar care este partea ascunsă? Că Domnul Cerov, visați, dăm cel mai mare și puternic de ăla și nu știu ce. Care este logica pentru că se întâmplă așa? Și acum să vedem împreună. 2 minus 3 se poate scrie ca fiind 2 scăzut 2, scăzut de 1. Că minus 3 se compune din minus 2 și minus 1. Da. Uite, că minus 3 înseamnă minus 2 și mai punem încă minus 1. Da? Și fac minus 3. Dar l-am descompus pe minus 3. Minus 2 și minus 1. 2 scăzut 2 te face. 2 scăzut 2? 0. 0. Deci egal cu 0. Minus 1. Și egal cu minus 1. Deci așa trebuie să înțelegi imaginea de el. În momentul în care în mecanic n-am făcut nimic. Deci, 2 scăzut 3 și ca să nu se facă toată treaba asta, dar eu să știi că în minte, tot timpul gândesc așa. 2 e așa și minus 3 în partea asta. Și 2 scăzut 2 fac și eu și rămas minus 1. Că 2 scăzut 2 s-a echilibrat, să fac și 0. Că de 2 pozitive, 2 unități în partea negativă, 0. Și rămas minus 1. Deci, de aceea, ăsta e motivul din culise, ca să tu să înțelegi bine de ce. Deci, sigur că au ajunge la automatisme. Că la un loc acolo mergi perfect, nu mai stai pe gânduri. Dar, pentru început, așa trebuie să înțelegi. Bun. Și dacă spun minus 7 plus 10, minus 7 plus 10, înseamnă că scriu minus 7 plus 7 și plus 3. L-am descompus pe 10 ca fiind 3, 7 și 3. 7 scăzut 7 fac 0. Și de ce ne rămâne plus 3? Da? Ne rămâne plus 3. De ce? După... De aici o trebuie să... De aici o stabilim legea asta. Că în sunt dușmani. Cel mai puternic, fără să-i codeseu, îi stabilește semnul. Plus. Și se luptă între ei. Din cel mare scădem cel mic. 10 minus 7 egal cu 3. Deci asta era. De fapt, minus 7 plus 10 trebuie scris așa. Se pot schimba ca poziții, o mută. Și face 10 scădut 7. Iar plus 10, da? N-ai rost. Plus, adică 10 nu mai este legat de nimic în față. Da. Și vine cu 10 minus 7. 10 minus 7 face 3, ce știam noi din clasa a 1-a, a 2-a. E bine, asta e pentru adunare. Deci să ținem minte că la adunare, acum vezi, în final, elevul preferă partea mecanică. De ce preferă partea mecanică? Pentru că ajunge să facă să gândească mecanic chestia asta. 7 ori fac 56, nu mai stai și te gând, să vezi de ce fac de 7 ori câte 8. Nu? Și să adună repetată, dar în culise să asta se află. Atunci, pe scurt, prietene, la fel este. S-adună, uite, minus 2, minus 3, s-adună și se dă semnul comun. Dușman. Se luptă
și cel puternic învinge. Adică se scapă din cel puternic de semnul și din cel mai mare scădem pe cel mai mic. Dacă asta s-a înțeles, ne ducem în forma de aici, în culise de unde vine treaba asta, am înțeles atât. Mai te întreb, care e opusul lui 2? Opusul lui 2. Deci, pentru 2, găsim opusul său, partea cealaltă, minus 2, opusul. Care e opusul lui minus 2? 2. E 2, opusul minus 2, cel din partea cealaltă. Da? Totdeauna, un număr și opusul său fac 0. E unul de o parte și altul de o parte, sunt la fel de puternici și unul cu celălalt fac vreo 0. Ce înseamnă modulul unui număr? Modul din 2. Modul din 2 e egal cu 2. Dacă îmi găsești întrebare pozitiv, îl las așa. Da, dacă e negativ... Îl faci pozitiv. Modul din minus 2 e egal cu 2. Da? Modul din minus 2 e egal cu 2. Și atunci, am înțeles de aici așa, că modulul lui X e totdeauna mai mare egal decât 0. Niciodată un modul nu poate să fie un număr negativ. Da. Deci, totdeauna, dacă cumva s-a aflat părul negativ, voi să faci pozitiv. Dacă e pozitiv, îl las așa și îmi zice, tu cu tine n-am treabă. Nu am treabă, tu ești bine. Abia că îl vede negativ, o schimbă să. Da? Deci, modul din X egal cu acolo la X, dacă X e pozitiv. Deci e egal cu exact ce întrebare dacă aceea e pozitivă. Și egal cu minus X, adică schimbă semnul dacă e negativ. Minus X dacă X-ul ăsta este negativ. Asta este explicitarea modulului. Bun. Și acum să vedem pentru, am vorbit de abonare, am vorbit și de modul, și acum la înmulțire. Înmulțire. Mulțire. Sau împărțire, așa, împărțire. Deci înmulțire și împărțire. Și aici avem două situații, tot așa. Amic. Prieten. Da? Prieten. Prieten, adică ce înseamnă prieten? Sunt la fel. Și totdeauna la prieten rezultă, totdeauna la prieten rezultă plus. Da? La prieten plus. B, dușman. B, dușman. Dușman. La dușman rezultă totdeauna, totdeauna minus. Totdeauna minus. Adică unul e așa și unul e așa, rezultă minus. Iată, Ștefania, sper că acum am înțeles, sper că acum am înțeles, se vede și numai, mai duc din odată. Mai duc din odată, ca să fie foarte clar, ca o oglindă. Adonare. Tot protocolul e stabilit. Scrie-te. Ia adunăm și se în comun. Dușman, se luptă. Dușman, se luptă și cel puternic domină. De aia de semnul. Adică se luptă în sensul că sunt scalini. Cel puternic, cel da? Și semnul s-a stabilit. La înmulțire și la înmulțire. Prieten plus, dușman minus. Care este logica acestui lucru? Deci, în culise, trebuie să înțelegi așa. Aici e 0. Aici am zis numai 1. Aici sunt numerele pozitive, în partea asta sunt numerele negative. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6 și respectiv minus 1, în partea asta sunt numerele negative. Și asta se numește minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5 și așa mai departe. Și acum înțeleg așa, 3 plus 3, da, zic 3, ori minus 2. 3 ori minus 2. Adică, de câte ori este minus 2 atunci?
de 3 ori. Înseamnă minus 2, adunat, adunat cu minus 2, adunat cu minus 2. Sau alte spus, minus 2, minus 2, minus 2. Și am picat rețeta când sunt prieteni. Da. Și cât face? Minus 2, minus 2, minus 2? Minus. Minus? Minus 1. De ce? De ce este minus 1? Dar la prieteni ce spune? Semnul comun e minus, că toți sunt cu minus. Și adună. Minus 6, da. Adică, ce înseamnă? De 3 ori câte minus 2? Înseamnă o dată un minus 2. Încă o dată un minus 2. Și încă o dată un minus 2, mai aveam aici. Încă un minus 2 și ajung la minus 6. De 3 ori câte minus 2 e bun, dau peste minus 6. Da? Și dacă așa se întâmplă când sunt dușmani de minus, când sunt prieteni, pardon, când sunt dușmani de minus, când sunt prieteni, tocmai invers. Adică iată minus 3 ori minus 2 va face plus și mulțești 3 ori 6. Și de aici toată asta trebuie să se schimb perfect și atunci nu mai găsim niciodată. Așa. La ce mai arăt aici? A, la doamnă, la ce mai arăt? Atât. Așa. Deci la punctul 1 am rezolvat, da? Da. Să lăsăm aici o linie asta. Nu crezi că e bine? Da. Așa. Și să vadă și prietenii noștri. Și să trecem mai departe. Să vedem la 2. Efectuare. Punctul 4. 4 minus 2 la 2 ori minus 2 plus minus 2 ori 3. Deci trebuie să efectuăm 4. 4. Minus 2 la 2. Așa, dar nu e minus în paranteză. Numai 2 e la a doua, da? Da. Dar și 4 minus 2 la a doua. Ori minus 5. Ori minus 5, așa, da? În paranteză. Da. N-am voie cum să și mulțiri și pe un scădere. Ori minus 5. Ori minus 5 plus minus 8. Ori plus minus 8, așa. Ori 3. Ori? 3. N-are rost să mai spun ori plus 3, că se subînțelege. 3 este potrivit. Și egal cu, te rog să vă rog și. Egal cu 4 minus 4 da. Ori minus 5, deocamdată, lăsăm așa 4 minus 5 plus plus, da. Hai să dăți vă acum înmulțirea aceea. Sunt doi. Ce fel de numere sunt? Negative și pozitive. Deci, sunt dușmani, da? Da. Dușmani la mulțire. Dușmani la mulțire? Minus. Păi ce tu dăm pe gânduri? Deci plus, dacă vrei, cu minus în paranteză, 8 ori 3, 24. Și dau mai compatibil. 4. Acum aici. Suntem la operația de mulțire.
minus, la mulțire, 1 așa și 1 așa, face minus. Și la mai departe cu? Cu 24. Hai, mai repede, 24 minus 24 și egal cu? 0. Unde am avut prioritățile? Unde e lucrurile? Hai să vedem de ce. Unde ai fost nesigură? Sigur că da. Minus 4 ori minus 5. Hotărând pe unuia, amândoi sunt la fel și la mulțire, când sunt la fel, obținem plus, prieteni, 21 mai fost nesigură, chiar e și dată mă răspund greșit. Aici. Plus, minus, plus, minus, deci este minus 24. Da? Deci, atenție, multe că tot un fel de mulțime, aș putea spune minus plus 1 ori minus 24. Da, dacă aș fi lăsat plus minus 24 și după... Dar n-am acționat deloc, am copiat și nu urmăresc să consumăm timp. Deci la o teză, esențial, este nu să scriu de 7 ori același lucru. Aș fi scris același lucru nu o dată și care a însemnat consum de timp, pentru că trebuie să fim încă o dată. Noi nu urmărim, repet, să pierdem timpul, ci urmărim să fim cât se poate de eficiență. Așadar, 24 minus 24 face 0. Ai înțeles de ce am insistat pe chestia asta acasă? Nu, pierdem timp. Mergem mai departe. B. Asta a fost A. B. Minus 2 la 2. Minus 2 în paranteză la 2, nu? Da. Păi, așa îmi spui. Că dacă scrim așa, minus 2 totul la 2. Așa-mi pentru că altfel eu înțeleg că numai 2 la 2. Deci minus 2 totul la 4. Minus, minus 2 totul la 3. Minus 2 totul la 3. Minus 2 la 2 ori 3. Minus 2 la 2, adică asta așa fără obligația asupra lui minus, da? Ori 3. Și la mai departe, te rog. Mai cu... Ce înțelegi tu din minus 2 totul la 2? Minus 2 ori minus 2. Minus 2 ori minus 2, sunt foarte bine. Deci, minus 2 totul la 2, înseamnă minus 2 ori minus 2. Minus... Ce înțelegi pe minus 2 la 3? Minus 2 ori minus 2 ori minus 2. Minus 2 ori minus 2 ori minus 2. Și minus? Minus 4. Așa, ori 3. Egal. Minus 2 ori minus 2. Plus 4. Plus 4. Minus? Facem ordine în minte și înțelegem așa că
Minus 2 la 3 la sau minus 2 ori minus 2 ori minus 2 de 3 ori, de 2 ori face plus și încă o dată face minus. Cât face minus 2? Hai să vedem. Minus 2 la 7. Ca semn. Mă interesează. Minus 2 e totul la 7. Minus. Minus. Asta e important. Face minus 2 la 7. Care nu este? Da. Vezi? Pe minus 2 la egalat de 7 ori, de 6 ori face plus. Și rămâne singură dată și face, rămâne de la 7 să devină că o face. Dar dacă scriu așa, minus 2 la 7, de data asta, 2, minus 2 mai are, minusul mai are prea rău puterea? Nu. Deci avem minus 2 la 7. Minus 2 la 7, dar rămân să facă un pic 2 la 7, dacă o face. Cât este minus 2 la puterea a 8? Ca semn. Plus. Plus. 2 egal cu plus 2 la 8. Da. Hai să ne dați un exemplu. Și zicem 4 minus minus 8 minus minus, da, de 3 ori face minus 8 minus 4 minus 12. Și egal cu minus, minus 8 se face plus 8. Da, că e mulțire, mai bine minus 1 cu minus face plus 8 și face 4 plus 8. Și? Plus 8. Minus 12. Și? 12 minus 12. 12 minus 12 și egal cu 0. Acum, hai să închipuim cum îl face ieșițiul ăsta un elev care stăvărește foarte bine semne. Deci unul care stăvărește foarte bine semne, el reacționează așa, la punctul B, zice egal, după ce îl pocăie, egal, și spune 4 plus 8, că zice minus 4, era 8, minus 8 și minus 4, plus 8, minus 12, și egal cu 0. Atât și atât mă tinești. Cât timp am consumat noi, cât timp am consumat el. De aceea, unul ar rămâne timp la teză, termină teza și rămâne timp, altul ar putea ajunge timpul. Și de multe spun așa, că da foarte mult la teză și n-am avut timp. Dar răspunsul corect este că cel care a avut timp nu se gândește foarte bine lucrurile și se lălăiește, să zic așa. Mergem mai departe. Doi a fost, nu? Trei. Trei. Rezolvați între ecuațiile, supun cumva. Zero, ecuație. A. 2 ori x minus 4, egal cu minus 10. Egal cu minus 10. 2 ori x egal cu minus 10, minus 4. Dar adunăm în alimente plus 4, ca să... Că 4 scăzut 4, va face 0. Deci adunăm opusul lui minus 4. Atenție, adunăm opusul lui minus 4. Care este plus 4? Și atunci apare. Deci imagine, cu 2x egal, 2x egal, vorbește. 2x egal cu minus 10 plus 4. Echivalent. 2x egal cu minus 6. Perfect. Adică x egal cu? X egal cu minus 6 ori 2. Nu ori 2, împărțit la asta. Că 2 de ăștia fac asta, dar unul singur. Am cancelat. Da? Deci egal cu minus 6 împărțit la 2. Și face cât minus 6 împărțit? Minus 3. Minus 3. Că semnul, știți de ce? Sunt la împărțire, unul așa și unul așa și obținem minus. Asta e ecuația A. Ce a fost aici de știut? Că adunăm în alimente pentru a dispare termenul liber opusul său. Opusul lui minus 4 este plus 4.
Și 4 minus 4 îmi face 0 și de aceea se întâmplă exact lucrul ăsta. Se mai spune într-un limbaj ne, mai puțin matematic, că se trece minus 4 în partea cealaltă, cu semn schimbat. Ai văzut așa, nu? Minus 4 se trece dincolo cu plus 4. Dar în culise se ascunde chiar și mecheria care a spus-o. S-a dus opusul și se întâmplă asta. Dacă ar fi fost aici 2x plus 4, dacă ai fost de x plus 4, minus 4, scădem din oameni, merge și 4, minus 4, face 0. Dispare asta de aici, da, opusul sau. Mergem mai departe, B. B. 4 pe x. 4 supra x. Egal cu 6, supra 1,5. 1,5. Deci, că x egal cu 4 ori 1,5. 4 ori 1,5. Supra 6. Supra 6, frate. Și egal cu... Pe 1,5 îl facem numărul, adică să... Ca fracție ordinară. Ca fracție ordinară. Da, nu puteam mulți 4 cu 1,5, este corect ce spui tu, dar ia să vedem, 4 cu 1,5 cât face. Adică 1,5 ori 4, sigur, da. Nu ai un sfertul de virgulă, da? 6. Deci face 6 supra 6 și 6 supra 6 e dat 1. Așadar, x-ul a ieșit foarte repede. Deci un termen dintr-o egalitate de două fracții, dintr-o proporție, face așa. E minus 1 din ei, dar plusul celorlalți 2, mulțit 1. Dar pentru că, în mod normal, egalitatea asta reclamă. Ăștia 2 mulțiți, dar cu ăștia 2 mulțiți. B. A, B, C. Minus 3 ori x plus 7 egal cu 1 minus 2 ori paranteză rotundă x minus 3. X minus 3, da? Da. Echivalent. Echivalent. Începem membru stânsele de ce putem face ca lucrare, nu se poate face nimic. Deci zice minus 3x. Plus 7, rămâne așa, cu 1 cu x, altul cu termen liber, da? E calcul. Aici ce avem de să facem, ia să vedem. Să adunăm plus... 1 cu minus 2 nu se poate. Că 2 are obligația de mulțire. Da. Și atunci ce mulțim? Pur și simplu, pe minus 2 cu toți prin paranteză. Și facem 1, deci e calcul cu minus 1. Și acum încep să analizez. 2 ori x. Da, da, e minus 2 ori x. Minus 2 ori x. Minus 2 x. Da, minus 2. Că ăsta e cu plus, ăsta e cu minus. La mulțiri, nu e așa și nu e așa și face minus. Dușmane face minus, da? Deci vine minus 2 x. Minus 2 x. Acum, pe minus 2 trebuie să mulțim cu minus 3. Minus 2 ori minus 3. Plus 6. Plus 6. Da? Plus 6. Ei, și atâta pe noi în situația asta, care o vedem acum. Avem x și de o parte și de cealaltă. Putem să virgulă scădem minus 2x. Deci să scădem minus 2x. De ce te gândești să scazi pe minus 2x? Tu vrei să fii x într-un singur membru, ori în dreapta, ori în stânga. De aceea, când ai o situație de asta dificilă, amândoi cu minus, și într-o parte și în alta, privești cu multă atenție și vezi care dintre ei, dintre coeficienți se cheamă asta, 3 și 2. Care e mai mare între 3 și 2? 3. Și atunci, adun opusul lui minus 3x în ambele. Opusul lui minus 3x este plus 3x. Deci adun opusul celui mai mare. Deci, atenție, adunăm opusul celui mai mare. Că în felul ăsta,
minus 3x sale dincolo și se duce în partea cealaltă cu plus 3x. Deci adunăm un aliment pe plus 3x. Și ce vedem că știți după manevra asta? 7. 7 e egal cu 1 minus 2 ori x plus 6 plus 3x. 6 plus 3x. Plus 3x. Ai înțeles exact, da? Bun. Acum, ochii tăi stau pentru aranjare. Da, și... 1 și cu 6. 7. Deci vine echivalent. 7 egal cu 7. 7 plus. Așa, 3 la 2. Hai să facem din semnul. Semnul este plus. Din ce motiv? Plus și... Fică mai puternic. Mai plus și minus. Da. Așa. Deci plus se luptă între ei. Ca și faci spune 3x căzut 2x. 3x căzut 1x. Deci plus x. Da? Și 7 7 cu 7 se reduc, altfel spus, scădem un 7 din ambii metri. Scădem un 7 din ambii. Sau altfel spus, dacă sunt la fel, probabil și de altfel îi tăiem pur și simplu. Da, și rămâne 0. 0. Egal cu x. Adică x egal cu 0. Hai să vedem că am avut greutăți foarte mari aici. A fost foarte dificil pentru că, observăm, ieșiția a fost au mai ușor iat. Când am adunat doar de 4 și a ieșit foarte ușor x-ul egal cu minus 6 pe 2 și minus 3. Trebuiau știute legile, adunăm opusul, da? Sau minus 4 trece dincolo ca să rămâne x-ul de 4, singur membru. Aici a luat punctul B, a fost, cum aflăm în termen de proporții, prozucerul 4 împărțit la A. Să știți că mulțim pe 4 cu 1,5. Pe cea și transformare în fracție ordinară și care a fost aici fracția ordinară? 15 pe 10, ca să mai simplifică și face 3 pe... sau 3 pe 5, nu? 5. 3 pe 2. 3 pe 2. Pe 15 pe 10. Da. 3 pe 2. Și 4, 3 pe 2 și era acolo din lucru. De ce am evitat? Deci asta vă șmecheria. Nu ne trebuie să ne ducem într-un loc în care să ne blocăm. Mai bine mulțim din 4 cu 1,5 și totul merge la foarte bine. Ăsta mi-a fost foarte, mi s-a părut interesant. A fost minus 3x cu 7 egal cu 1 minus 2 pe lângă x minus 3. Ei, în membru stâng mai ce face? O, păi pur și simplu minus 3x cu 7 egal cu 1 și aici începe bătălia. Distributivitatea se aplică. Da, nu puteam, dacă am văzut că acolo e 3x și în cealaltă parte... Zic că rog. Zic că mă interesează că eu să fac de să facem un corect. Credeam că putem să reducem, dar nu se putea, că era x minus 3. X minus 3 și aici e minus 3x, aici e mulțit. Aici este x minus 3 și trebuie să aplici distributivitatea, da? Mulțirii față de adunare. Deci nu se poate zice minus 3x cu x minus 3 să reduc și taie de bază de la altă poveste asta, da? Deci aplicăm distributivitatea. Atenție, sunt legi foarte riguroase. Ori faci așa, ori e greșit. Deci nu-ți permiți să faci altceva. Deci de aceea începem în membru drept. Minus 2 ori x face minus 2x. Și minus 2 ori minus 3, după legea de mulțiri,